Încă puțin și se dă startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. 9 noiembrie este data oficială la care candidații pentru un fotoliu de deputat sau de senator își încep acțiunile pentru a convinge electoratul să le acorde votul și au la dispoziție 30 de zile. Potrivit calendarului electoral, 9 noiembrie este și ziua în care se completează biroul electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice parlamentare, ai alianțelor politice și alianțelor electorale. Pe 10 noiembrie se va stabili ordinea în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot, urmând ca acestea să fie imprimate până cel târziu 29 noiembrie. Tot până atunci trebuie să fie gata și ștampilele cu mențiunea votat. Până pe 7 decembrie, buletinele de vot și materialele necesare votării vor fi distribuite birourilor electorale ale secțiilor de votare, iar pe 8 decembrie, la ora 7, ia sfârșit campania electorală. Românii sunt așteptați la urne duminică 9 decembrie, când secțiile de votare se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21. În județul Giurgiu vor fi înființate pentru acest scrutin 244 de secții de votare, din care 48 în municipiu.